Vrei să știi ce se întâmplă la tine în oraș? Vrei să fii prezent și să afli care sunt cele mai cool evenimente? Află care-i vibe-ul la tot ce mișcă în oraș. Concerte, spectacole, expoziții, festivaluri, proiecte faine. Nu da skip! Trăiește vibrația orașului la City Vibes cu Stanca Jabenițan. Dragilor, ne întâlnim pe frecvențele Viva FM ca să ne conectăm cu energiile orașului, iar astăzi vă propun o incursiune în trecutul îndepărtat, în lumea strămoșilor români, regi sau tarabostes getodaci, împărați, luptători romani, nimfe și gladiatori, toți vor fi prezenți la Iași la final de august și ne vor transporta în timpuri vechi. Alături de mine în studioul Viva FM se află Constantin Lăpușneanu, vicepreședinte al Asociației Getodaci din Moldova. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit și tuturor ascultătorilor Viva FM, bineînțeles! Așadar, un nume de renume, Constantin Lăpușneanu. Vineri și sâmbătă, 30 respectiv 31 august, avem oportunitatea să participăm la un eveniment de promovare a patrimoniului și istoriei regiunii Moldovei. De asemenea și un mod de a educa publicul prin prezentarea unor aspecte din citisem din viața civilă și militară a strămoșilor noștri din perioada antică. E un eveniment extraordinar, a ajuns la 5-a ediție, însă înainte să ajungem la ce se va întâmpla efectiv, mi-ar plăcea să aflăm mai multe despre Asociația Culturală Getodaci din Moldova. Este primul, sau ați realizat cu această asociație, primul reenactment istoric în 2014. Da, în primul rând, festivalul va avea loc în acest weekend, începând cu mâine, 30 august, 31 august și 1 septembrie, duminică. Deci vom avea o zi în plus față de anii trecuți. La Iași, vineri va fi în primul rând la deschiderea în Piața Unirii, de la ora 18, cu dansuri ale nimfelor, gladiatorii, avem și o muzică live tradițională românească și apoi o mică paradă pe Lăpușneanu, iar sâmbătă și duminică la baza pârtei de schi pe Cea Rosetti, așteptăm pe toți eșenii la acest eveniment propriu-zis. Dar vom reveni în partea a doua a emisiunii. Spuneai de asociația noastră, da, am fost prima asociație din Moldova, da, din regiunea Moldovei, care a luat aceste frâie al renacmentului, cum îi spune englezii. În românește sună reconstituirea istorică. Adică suntem niște pasionați, cu cam toți cât? Avem joburile noastre, familii, în fine. Facem din pasiune, am reușit să adun în jurul meu mai mulți oameni frumoși de-a lungul anilor și practic ne îmbrăcăm în daci, umblăm prin toată țara, prin toată Europa, la diferite evenimente, chiar și evenimente private, ne cheamă foarte multă lume, deci absolut peste tot. Și evenimente sportive, stai să mă, în atâția ani am umblat cam peste tot. Deci din 2014 sunt sunt 10 ani, da. Și atât că când facem 10 ani aveam această 5-a ediție a festivalului Getodava. Este festivalul nostru de suflet, la care muncim de ani de zile, în fiecare an foarte mult timp. Și practic ne echipăm împreună cu soțiile noastre, cu copiii noștri. Okay. Fie că e ploaie, fie că e soare, fie că e toamnă, fie că ne ninge, practic, dacă există chemare, trebuie să fim acolo în fața oamenilor. Eu sunt curioasă, vă întrerup puțin, cum vă faceți cercetarea pentru reenactment? Sau este o chestiune mai degrabă bazată pe intuiție? Nu, e nimic pe intuiție. Okay. Avem chiar un doctor în istorie, așa, în asociația noastră, este unul dintre cei mai renumiți pe perioada getodacică din România, Alexandru Berzovan, de la Institutul de Arheologie din Iași, care, vă dați seama, știe absolut tot ce ține de strămoșii noștri. Este avem consultantul și consultantul vostru. Bineînțeles, face parte și din asociație, se mai îmbracă și el în DAC, o să vină și weekendul acesta. În plus, avem columna lui Traian, care, față de alte popoare, avem un mare avantaj. Lumea nu își dă seama cât de important este columna lui Traian din Roma, pentru că niciun alt popor al Antichității nu a avut parte de un așa, să zicem,
o chestie așa de bună din partea Imperiului Roman după ce a fost cuceriți. Ei au reușit să facă această volumnă, păcat că forul lui Traian a fost distrus, pentru că și el era pavat cu tot felul de fresce din luptă și din tot ce s-a întâmplat în acele războaie daco-romane. Da. Dar totul ceea ce facem noi, toate îmbrăcămintea de pe noi, armele, armurile, absolut orice, bijuteriile, tot țin de cercetare arheologică. Nu este nimic inventat, nu facem un film ca Game of Thrones sau mai știu eu ce altceva. Okay. Nu, pur și simplu este reconstituit istoric din săpăturile arheologice, că sunt și atâtea, se descoperă, mai ales acum cu atâți detectori și se scot tot la nivelă tot felul de chestii foarte faine, de artefacte, și e bine pe de-o parte. Deci practic asta facem, ne îmbrăcăm. Așa. Mergem, cum vom fi și în acest weekend la Getodava, vom avea două zile în care vom monta o tabără frumoasă, cu corturi, cu gărduțe din ele, cu porți, cu o mică cetate. Și demonstrăm lumii cum se trăia, cum spuneai, cum trăiau strămoșii noștri daci acum 2000 de ani. Fie că luptau, fie că trăiau în viața de zi cu zi, cea de pace, da? Cum trăiau copiii, ce făceau femeile, ce făceau bărbații când nu se luptau, da? Deci toată lumea avea un rol în societate, cum avem și noi astăzi de altfel. Acord. Eu sunt foarte, foarte curioasă cum a fost pentru voi sau cum o ții minte prima ieșire a voastră. Prima ieșire a și noastră. Și ce ați reconstituit prima dată? Prima dată am fost doar eu cu soția. Așa. Și cu băiețelul cel mic, care acum e cel mai mare. Așa. Și am avut norocul de a fi chiar la Roma. Wow. Am mers alături de o altă asociație atunci, încă nu aveam asociația noastră, eram doar noi. Și am mers la Roma și n-am să o iei niciodată, pentru că bine, a fost o paradă 3 km în tot centrul vechi a Romei, mii și mii și mii și mii de oameni pe toate bulevardele, ne așteptau, a fost o chestie uriașă. Iar când a fost bătălia, noi trebuia să murim, că erau, na, daci trebuiau să moară, așa era istoric. Așa. Dar chestia care m-a impresionat a fost că în momentul în care am căzut jos, cu fața în sus, și trebuia să mai stăm vreo 10 minuțele, pentru că încă era o chestie și cu Spartacus, era prin Spartacus, în fine. Și la un moment dat simt că ceva se întâmplă și deschid așa puțin în ochi, nu trebuia să parcă sunt mort acolo pe câmpul de luptă, și văd că deodată s-a întunecat cerul. Dar asta a fost așa, din scurt. Și în momentul ăla a început să tune puternic și chiar și o picătură mi-a căzut exact pe față sau undeva. Și zic, mamă ce tare, de ce senzație unică a fost, parcă am fost primis la zei așa, parcă a fost o chestie, da, spirituală. Dar în rest, vă dați seama, de atunci am umblat, cum am spus, în foarte, foarte multe țări din Europa și suntem mândri, pentru că poate multă lume nu înțelege, bă, bun, pentru ce faceți chestia asta? Poate exact. Asta este cea mai importantă întrebare. De acord. O facem pentru o pasiune, pentru că ne iubim țara, pentru că ne iubim strămoșii. Și mai ales pentru că vrem ca copiii noștri, și nu numai ai noștri, toți copiii din această țară frumoasă, să înțeleagă ceva din trecutul nostru, pentru că dacă vor înțelege ceva din trecut, poate vor sta cu capul mai drept, așa, mai altfel în fața lumii și în fața Europei, pentru că, sincer, în ultimii ani ne-am pierdut mult din demnitate ca popor. Și asta se vede la toate nivelele. Nu fac ce în politică, noi n-am fost niciodată, dar nu înseamnă să faci politică în a fi patriot sau să fii mândru de strămoșii tăi. Deci lumea asta trebuie să înțeleagă. Și am fost foarte mândri, mai ales anul trecut, am fost și la Moscova în anii trecuți, acum vreo 6 ani, la fel au făcut războaiele doar dacu romane. În Cehia anul trecut, de exemplu, au dedicat festivalul regelui Burebista, care s-a luptat cu doi regi de-a lor, bineînțeles, de Burebista atunci a câștigat și a construit și chiar unele cetăți în zona Cehiei de astăzi. Și vă dați seama, o țară din Europa să facă festivaluri despre daci, despre strămoșii tăi. Și noi am fost acolo, am fost singura asociație din România care a reprezentat, să zicem, strămoșii noștri la acel festival. Asta sunt acele momente în care suntem mândri de noi și de strămoșii noștri. Și de aceea invităm pe toată lumea, toți care ne ascultă astăzi, fie că din Iași, fie că din toate orașele Moldovei, să vină la Iași dacă pot în acest weekend. Că mai cât, vacanța cu se termină, să spunem. De acord. Și vor vedea pe viu, vor putea învăța, oricine va veni la festival va învăța ceva pe viu, n-ai cum. Exact, așa este. Eu mă gândeam în timp ce vorbeați că zic, mamă, ce lecție mai bună de istorie decât să particip la o bătălie, un reenactment al unui eveniment istoric. Mie mi se pare absolut grozav, așa, nu mai ai nevoie de 7 cărți, ci iată, există un context, apropo că începe școala, acum mă gândeam, există un context extraordinar ca tu, ca oricine, să înțeleagă o legătură, apropo de cunoașterea trecutului,
o legătură la nivele mai profunde, senzorial, olfactiv, faptul că vezi, simți, pipăi, poți atinge acele armuri, gust din mâncărurile, poate, care le făceau dacii, geto-dacii. Invitația este deschisă, cum ați spus, Constantin Lăpușneanu va deschis invitația. Noi, intrarea este liberă, am uitat să spunem, deci intrarea este liberă, ca în fiecare an noi încercăm și muncim și ne străduim ca să fie acest festival liber pentru orice om. Deci așa este, invitația este deschisă, intrarea este liberă, noi luăm o scurtă pauză, după care revenim și povestim mai pendelete ce se va întâmpla weekendul acesta la Iași. Wow, strălucești! Mulțumesc, dragul meu! Vorbeam cu mașina! Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2. Vino și tu la cea mai așteptată experiență muzicală a toamnei. Cucuteni Jazz Fest 2024 te așteaptă cu a treia ediție între 6 și 8 septembrie. La doar 50 de kilometri de Iași, la situl arheologic Cucuteni, descoperă magia jazzului într-un decor de poveste. 3 zile, 9 trupe, artiști internaționali și o interacțiune culturală unică. Bucură-te de jazz într-un spațiu pitoresc plin de energie. Eveniment organizat de Asociația Cartel Arte LM și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Detalii și bilete pe ambilet.ro. Ești în căutarea unor soluții de securitate de încredere? Servnet Security îți oferă servicii complete Dahua la orice fel de sistem de protecție pentru afacerea și locuința ta. Supraveghere video, alarmare la infracție, control acces, interfonie, detecție incendiu. Am zis servicii complete. A, da! Ne ocupăm și de instalare, mentenanță, service, proiectare și evaluare de risc pentru toate aceste sisteme. Servnet Security. Vizitează-ne în showroom-urile din Pașcani, strada Ștefan cel Mare, numărul 3, și Iași, pe strada Petru Rareș, numărul 1. Ne găsești și pe servnetsecurity.com. Servnet Security. Partener Dahua Technology. Securitate pentru viitor. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Viva FM!
Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață. City Vibes la Viva FM. Suntem la City Vibes, da, și vorbim împreună cu Constantin Lăpușneanu despre ediția 5-a festivalului Geto Dava, care va avea loc la Iași weekendul acesta, adică ce înseamnă vineri, sâmbătă și duminică. Așadar, ne repornim discuția despre exact ce se va întâmpla în aceste zile alături de unul din membrii Asociației Geto Daci din Moldova. Așadar, eu zic să intrăm direct în pâine, să ne transportăm vineri, mergem în viitor de acum, da. Ca să mergem mai apoi în trecut. Da, vineri, cum am spus și în prima parte a emisiunii, vineri va fi deschiderea oficială a evenimentului Festivalul Geto Dava de la ora 18 în Piața Unirii. Vor fi toți dacii, toți romanii, gladiatorii, cântăreții, toată lumea va fi prezent acolo cu câteva discursuri. Nu vom plictisi lumea cu discursuri pentru că nu ne place să vorbim mult, ne place să fapte, nu vorbe, da? Și vom avea dansuri ale frumoaselor sânziene, vom tot avea în Piața Unirii. Da, în Piața Unirii. Uh-huh. Muzică live cu un ansamblu de suflet al nostru care vor cânta doar la instrumente strâmbușești, așa vechi de tot. Vom avea lupte de gladiatori și o scurtă paradă pe Bulevardul Lăpușneanu și înapoi. Din păcate, anul acesta se intersectează cu un alt eveniment și nu mai putem face parada cea mare până la Palatul Culturii și înapoi. Iar de sâmbătă și duminică, sâmbătă începând cu ora 12 la prânz, până seara târziu, până la ora 18, unde când va fi vedem? La pârtea de schi, jos, la baza pârtei de schi, de pe cea Rosetti. Vom avea foarte multe ateliere meșteșugărești, interactive pentru toată lumea. Ah, chiar? Ce fel de ateliere? Wow. La ce aș putea să mă înscriu? Dar nu trebuie să te înscrii, te duci doar acolo și... Fierărie, prelucrarea lemnului, pielărie. Se bat monede, romanii bat monede, bat tot felul de plăcuțe. Bătut de monede, ce grozav. Da, avem și atelier de tras cu arcul, care este cel mai căutat la copii, vă dați seama, sunt cozi, da. De aceea, anul acesta am suplimentat și numărul de arcuri și numărul de săgeți, ca să nu se mai stăie la cozi. Da, vor fi foarte multe, poate nu le rețin pe toate. Demonstrații militare, dansuri antice, muzică antică și bucătărie, gastronomie antică. Eu sunt tare, tare curioasă, ce ar putea conține? Pentru cei care n-au mai fost niciodată la noi la festival, trebuie să le spunem că vom avea și un prieten foarte tare și bun de-a nostru care vor veni pentru prima oară la Iași cu toate chestiile de plite de ceaune. Wow. Și vor face foarte multe. Noi am ales, nu vom avea mici. Nu vom avea nimic comercial. Vom avea cefe cărnați, că aveau și dacii, vom avea ceaune, diferite ceaune. Noi vom găti turte, vom face acele turte celebre care ne știe toată lumea, făcute pe discuri plită. De metal, de plită. Vom avea bere la 5 lei paharul. Deci paharul mare, da? Paharul mare de plastic de bere va fi la 5 lei. Nu cred că mai există în România nici de câțiva ani încoace așa ceva. Apropo de transportări în timp. Da, deci asta încercăm datorită partenerilor noștri, datorită sponsorilor care au pus umărul, au înțeles că acest festival este foarte important, nu numai pentru orașul Iași, este foarte important pentru zona Moldovei, pentru orașele toate din regiunea Moldovei, pentru copiii noștri, cum spuneam, pentru că ăsta este scopul asociației și a festivalului de a culturaliza, de a educa puțin pe toți care vor veni aici. Și asta spuneam înainte de emisiune, pentru noi cea mai mare bucurie este să după festival, când ne liniștim și noi după o muncă intensă, să primești mesaje de la mămica sau de la tata unui copil să spună: să știți că au fost la școală și când i s-a întrebat de tema sau ce au făcut în vacanță, tema lor a fost despre festival, asta le-a rămas în cap. Că au simțit momente extraordinare, s-au simțit extraordinar, că au fost îmbrăcați în daci, în romani, au luptat, au participat la concursuri, la ateliere. Asta este cel mai important, asta este scopul nostru. Și de aceea așteptăm pe toată lumea să vină, cum am spus, vom avea bere la 5 lei, mâncare care nu știu unde se mai mănâncă în țara asta. Și un aspect tare interesant, nu există scenă. Da, nu avem scenă, nu facem concerte, nu vrem, toată lumea întreabă de ce nu faceți un concert, de ce nu faceți o trupă, nu vrem. Avem acest ansamblu care cântă doar la instrumente tradiționale vechi. Vrem să dăm un alt aer al acestui eveniment. Nu este un eveniment comercial. Noi punem bani, chiar asociația, suntem cofinanțatori din buzunarul nostru, din pasiunea noastră. Noroc că avem acești parteneri și sponsori care sunt pe afișele noastre, sunt pe virmulețele care le facem, pentru că fără ei nu am putea face așa ceva.
Bun, avem parteneri și Primăria Iași și Consiliul Județean Iași și ei ne ajută cu cât pot și cum pot. Și alte instituții ale statului din Iași, vă dați seama, Jandarmeria, ISUF și toate la rând. Toate în condiții. Serviciile publice și tot așa, Salubrisul. Deci fără ei nu poți face un astfel de eveniment. De-acord. Decât dacă ai, nu știu, să fii foarte bogat și să-ți permiți să bagi totul din buzunarul tău. De acord. Dar este o pasiune care pentru asta trăim noi, chiar dacă unii zic, domnule, să știți că am avut și întrebări de alea, bă, oamenii ăștia cred că sunt nebuni. În loc să stea la un... Mi-a spus un prieten, băi, 50 de grade afară și voi stați în soarele ăla, îmbrăcați în armuri, în toate, eu o să la o terasă sau la o piscină sau nu știu unde. Chiar câte kilograme are o armură de jet-o-dac? Poate ajunge și la 20 de kilograme, poate și puțin mai mult. Mm-hmm. Dacă ești îmbrăcat cu armură din metal, cu spadă, cu coif, cu apărători, cu absolut tot, da. Deci nu este ușor. Nu sunt replici din plastic sau mai știu ce, din burete, de asta spun. Și voi le fabricați? Eu eram curioasă mai devreme dacă aveți un scenograf, între ghilimele, cu care colaborați în producția costumelor sau chiar voi le... Cum ți-am spus, sunt replici cele găsite arheologic la echipamente, la haine, vă dați seama că ne inspirăm tot de pe Colonul Traian și de pe în alte zone. Deci... Așa, și le fac meșterii noștri. Nu există o fabrică să facă așa ceva. Deci trebuie să stăm noi sau meșterii noștri să bată cu ciocanul, cu patentul, cu absolut tot să le făurească. Acum, pe finalul conversației noastre, așa, ca să ducem exercițiul până la capăt, v-aș propune să facem, cum spuneam mai devreme, un exercițiu mental. Să ne imaginăm cum ar arăta o zi din viața unei familii getodace pe timp de pace. Cam cum ar arăta așa? Păi, cei care vor veni la noi la festival vor vedea acest lucru pe viu, pentru că nu luptau în fiecare zi, nici ei, în fiecare an. Vă dați seama, au fost și vremuri tumultoase. Eu spun totdeauna că ar trebui să avem acest respect față de strămoși. Din ce motiv? Pentru că noi astăzi, știm cu toții, trăim într-o lume democratică, într-o pace. Putem spune că trăim în pace, dar acești strămoși ai noștri, și nu numai getodaci, toți strămoșii noștri și până acum 50 de ani, au mers pe front, au murit, au fost tragedii, familii lăsate, copii orfani. Noi nu promovăm războaiele, am spus-o de fiecare dată, o spunem. Noi trebuie să reconstituim că așa s-a întâmplat atunci, dar nu promovăm pentru că n-au adus nimic bun pentru societate și pentru lumea asta. Ba dimpotrivă. Dar noi o facem ca un spectacol. Ca lumea să înțeleagă altfel, cum ai spus, cărțile, cine mai citește astăzi în cărți? Și chiar și în cărțile de istorie, manuale, ferească Sfântul ce acolo, că... Mai bine nu vorbim. E discutabil, da. Se deschide o altă. Și atunci, omul care vine, orice persoană care vine la noi la festival, va vedea exact ce spuneai tu. Mm-hmm. Cum trăiește o familie de daci? Cum trăiește un copil? Ce făcea un copil când era în tabără, în cetate? Ce făceau soție? Doamnele, soțiile? Da, exact. Ce făceau prietenele? Ce făceau dacii când nu luptau? Pentru că și ei își făreau, alții vânau, alții pregăteau mâncare, alții se antrenau. Deci toate acestea... Oricine va veni la noi la festival le va putea vedea pe viu, le va putea simți, le va putea, poate atinge, poate îmbrăca o armură, poate intra și în concursul. Anul acesta vom avea concursuri și inclusiv pentru cei din public, care vor concura alături foarte de noi. Important. Deci vreau să le dăm să interacționeze și mai mult cu noi. Foarte deci important. Nu este niciun motiv ca să nu veniți la festivalul Getodava în acest weekend. Niciun. Așadar, o încheiere mai bună și mai frumoasă nu cred că putea fi făcută. Dragilor, sper că v-am trezit interesul pentru cunoașterea noastră, a trecutului nostru și a simți, a experimenta parte din noi. Tot așa îmi vine să spun. Weekendul acesta la Iași, la Pârtia Deschidă, începem din Piața Unirii, ediția 5-a Getodava. Vă așteptăm aici la Iași, așadar nu mai avem decât să lăsăm legendele să prindă viață prin noi. Ești gata pentru o escapadă de vis în natură? Woodscape și Raliul Iașului te invită de pe 30 august până pe 1 septembrie în inima pădurii din Ciurea. Să-ți faci amintiri de neuitat.